Bună din nou, dăm drumul celei de-a doua sesiuni din a doua zi a Școlii Solomonarilor. Doamna Onojescu, aveți cuvântul. Da. O să vă rog să vă deschideți camerele video, dacă se poate, pentru că e așa un pic trist să nu vă văd atât cât ne putem vedea. Și așa am ajuns la cea de-a câtea probă. Ia spuneți-mi voi, a câtea probă a fost? Hm? Numărăm. A doua. Ziceți-mi? A doua azi, na, da, am făcut și ieri. Ați făcut și ieri. Ieri câte ați făcut? Hm? Una, două, trei. Da, aproximativ trei. Două și jumătate plus, acum intrăm încă în a patra probă și vom continua, bineînțeles, înainte de a vă prezenta în două cuvinte invitații. Poate că e bine și pentru invitați să vă pun o întrebare. Ați avut ca temă un feedback să vă citiți povestirile, să alegeți una și să încercați să motivați de ce anume ați ales-o, ce trăsătură a autorului ați găsit în poveste și în care v-ați recunoscut și voi. Sau poate din potrivă. Vrea cineva să-mi spună. Hm? Uite, Simona Stoica. Te-ai regăsit într-o poveste. Mi-a plăcut povestea, jurnalul, mai bine zis, realizat de Ania. Am și dat o explicație acolo. Mi s-a părut că toate acele informații pe care ea le oferă, le notează într-un stil aparte, zilnic, recompun în ansamblu imaginea adolescentului de astăzi. Sintetizează foarte bine trăsăturile fundamentale și îl descoperim pe adolescentul de astăzi puțin aproape de noi. Nu ca făcând, sau la fel ca noi, nu ca făcând parte dintr-o lume diferită. Dispare bariera aceea, profesor, elev, adult, tânăr. De fapt, avem toți aceleași nevoi. Simțim aceleași rupturi interioare, sesizăm aceleași realități. Și atunci impactul e asemănător. Și e cred că interesant. Da, și din perspectiva asta mi-a plăcut pentru sinceritatea abordării realității. Ca într-un colaj așa s-a construit textul ei, foarte frumos și stilul nu mai spun că este unul asumat de, și cu o tentă așa de scriitor. Era clar că are deja și știință în a scrie, dar dincolo de asta își fixa un traseu. Nu știu câți din generația ei, e minunat, poate mai degrabă din generația noastră, să se recunoască în acel traseu. Sau poate că se recunosc și cunoaștem noi mai puțin lucrurile astea. Dacă ar dori un elev, totuși, să spună un text în care s-a regăsit, sau din contră, pe cine să provoc, pe Boca, pe Norbert, ai găsit vreun text? Eu nu am găsit neapărat un text. Mi-a plăcut foarte mult unul dintre acele texte în care se vorbește că autoarea care a scris textul merge la școală și salută și tabla pentru ca băncile să nu se supere. Și mi s-a părut destul de interesant. Nu știu care era textul, nu știu dacă nu era Zile și zile. Era un text interesant spre sfârșit. Doamna Onojescu, da? Norbi se referă strict la textul care i s-a dat spre ilustrat. E un text frumos cel pe care a avut de desenat. Norbi, doamna Onojescu te-a întrebat din colecția celor 20 de povestiri dintr-un rucsac, care este pe site-ul Lecturiadei și la care și tu ai scris. Dar aproape toți copiii de aici au scris câte o povestire, dar cele 20 cele mai bune au fost selectate. Și Ania a scris și au scris copiii din celelalte cercuri pe care le cunoașteți, deja mai vechi. Nu cred că are nu știu câtă importanță. Deci la acel volum ne referim. Ai apucat să răspoiești? Da. Eu,
nu m-am uitat. Am intrat acolo și am văzut numai că nu am citit efectiv textele de acolo. Deci l-ai răsfoit. L-ai răsfoit. Eu pusesem întrebarea cu un anume scop. Înghicește cineva scopul? De ce am pus întrebarea așa? Ia să vedem care dintre voi ghicește scopul dacă mergem pe enigme și mistere. Nu știu, poate am putea fi puși în situația să colaborăm direct în cadrul acestei ore cu autorul, să zicem, acelei povești? Și asta, dar am putea efectiv să facem un fel de mic portret pentru vizitatorii noștri, apelului în care vă percepeți voi ca generația Z. Pentru că, practic, generația Z era punctul comun al tuturor poveștilor. Da, erau povestirile dintr-un ghiozdan a generației Z și încă ceva, majoritatea povestirilor de data asta erau non-fiction. Deci asta a fost, cred că, lucru pe care l-am observat eu în primul rând și am mai observat încă ceva. De ce m-am referit la povestea sau la povestirea Zile și Zile? Fetița de la Oradea este? Aici. Cred că de la Oradea era. Eu sunt. Ridică mâna să o văd? Da, în momentul în care vorbește apare în cameră. Apare în speaker, centrată, dacă sunteți în speaker. Să ies eu, da. Ce voiam să spun, da? Are o povestire Zile și Zile și sunt două zile. Vrei să vorbești de zilele la care te-ai oprit tu? Da, pot să vă spun câte ceva. Da. De ce ai ales prima zi? Îs la un interval. E 1 iunie prima zi. Am ales prima zi 1 iunie pentru că atunci am avut un eveniment care nu cred că îl voi uita toată viața. Mi-a plăcut foarte mult și de aceea am ales în mod special acea zi. Și am mai scris încă despre una, în care la final vorbesc despre ultimele luni în care noi am stat acasă și am făcut ore doar online și nu ne-am putut vedea doar în fața ecranului. Și mi-am dat seama cât de norocoși eram atunci când pur și simplu mergeam la școală și eram alături de colegii noștri. Mulțumesc! Și normal am mai putea vorbi de povestirile voastre, dar cred că este și o invitație la lectură. Și de ce am încercat să intru așa pentru musafirii noștri? Pentru că Mihaela, cum o vedem pe Mihaela, Mihaela are un copil, doi copii din generația voastră și Ovidiu vă cunoaște foarte bine. De ce? Cred că vă cunoaște de vreo 2-3 ani, pentru că ne-am mai întâlnit în diferite împrejurări. Voiam la un moment dat să le fac și o surpriză musafirilor noștri, nu mi-a mers surpriza respectivă, dar nu este nimic, important este că ne-am întâlnit toți și în afară de asta că de data aceasta veți cunoaște doi jurnaliști, hai să zicem, media, până la un punct, cu toate că ei mizează și pe părțile profesionale. Mihaela este conferențiar la departamentul de jurnalistică și Ovidiu lucrează tot acolo, dar de data aceasta, Ovidiu, ești fotograf, așa se numește? Da, fotograf, videograf, și pe foto și pe video. Da. Și am dorit ca împreună cu ei să mergem un pic mai departe în poveștile noastre și în probele noastre. Și acum le dăm cuvântul. Mihaela, se aude? Unde e? Merge? Da, trebuie să-și deschidă microfonul. Se aude? Da. Îl deschid atunci când vorbesc și îl voi închide atunci când nu vorbesc. Mă auziți, da? Da. Da, da, Mihaela, da. Bine v-am regăsit, bună ziua tuturor, îi mulțumesc din suflet doamnei profesoare Monica Onojescu pentru invitație. Și pentru astăzi eu împreună cu Ovidiu ne-am gândit să încercăm câteva exerciții
de revigorare mentală, câteva exerciții pe care le-am alcătuit, pornind de la câteva idei fundamentale pe care cred că am să încerc să le trasez la finalul acestor mini-ateliere de scriere creativă, chiar și de narativitate și jurnalism narativ. Pentru început, am să vă rog pe dumneavoastră, stimați elevi, dragi elevi și stimați profesori, să vă uitați puțin în jurul dumneavoastră, pe masa sau pe pupitrul pe care lucrați și să luați în mână, dacă cumva aveți la îndemână, un pix sau un creion, dacă aveți așa ceva. Apropo, am văzut și superba pisică, o văd. Ea este o ființă, nu un lucru. Oare are toată lumea un pix la îndemână? Perfect. Sunt convinsă că toată lumea are la îndemână un telefon mobil. Poate că unii dintre dumneavoastră lucrează chiar cu telefonul mobil. Așa că am să vă rog frumos să încercăm primul exercițiu pe care îl vom face și care va fi un exercițiu prin care noi vom aborda lucrurile dintr-o altă perspectivă, având o nouă privire asupra lumii, încercând un nou început, totul într-o lumină limpede și activând, desigur, efectul ludic al asimilării unor cunoștințe fundamentale. Pentru început am să vă rog, ca preț de un minut cronometrat pe ceas, să vă notați dumneavoastră unde doriți 5 întrebuințări diferite ale pixului sau ale creionului, ceva diferit față de faptul că este o ustensilă de scris. Putem să scriem cu pixul. Am să vă invit să fiți extrem de creativi și să încercați să găsiți chiar niște brevete de invenție. Dacă ați avea la îndemână un pix sau un creion și ați dori să-l utilizați și altfel, nu doar ca o unealtă de scris, am să vă rog să dați frâu liber imaginației și să fiți inventivi și să începem acum, am să pun cronometrul, un minut în care găsiți încă 5 alte întrebuințări. Orice. Ce poate să facă pixul. Da, ce puteți să faceți cu pixul? Ce puteți să faceți cu pixul? Acel puteți folosi, da? Întrebați, da. O scurtă nelămurire aș dori să vă adresez. Vă rog. Bănuiesc că varianta de, nu știu, transpunerea gândurilor intră la scris, deci nu se ia în considerare. Sau se ia? În principiu intră la scris, da. Ok, regulă. Dar vă gândiți la partea tehnică. Dacă doriți, vă pot da un exemplu concret. Am un pix, am un păr de lungime medie și doresc să-mi fac un coc. Ia uitați! Dar pot să am un pix cu care să-mi prind cumva un coc penetrând părul și iată că avem un pix în rolul unei agrafe de păr. Asta este doar un exemplu care poate nu este chiar atât de plin de imaginație pentru că s-a mai văzut așa ceva. Vă provoc să fiți plini de imaginație și vă invit să vă dați frâu liber gândurilor și invențiilor dumneavoastră. Începând, mai aveți o întrebare cumva? Atunci putem să începem. Un minut la dispoziție. Start! Cinci trebuia. Cinci, da.
Încă 10 secunde. Trei, doi, unu, stop. Excelent. Cum a mers? Bine. Da? Cred că prea puțin timp. Da. Acum am să vă rog. M-auziți, da? Se aude? Da, da. 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 Am să vă rog frumos să mai avem la dispoziție încă 30 de secunde, voi cronometra, pentru ca dumneavoastră să mai găsiți încă 5 alte întrebuințări ale aceluiași pix creion sau unealtă de scris. Haideți să începem. Sunt cu cronometrul în mână. Încă 30 de secunde și... Încă 10 secunde. Trei, doi, unu, stop. Vă dați seama că acest tip de exercițiu ar putea continua la infinit. Nu avem suficient timp, dar cred că încet, încet ni se clarifică sensul acestui prim exercițiu. Și anume, dacă noi am continua să găsim tot felul de alte întrebuințări ale acestui pix, ne-am dat seama că le vom găsi și vom găsi tot mai multe și vom fi din ce în ce mai creativi. Am să vă rog frumos, dacă se poate, câțiva dintre dumneavoastră, așa, preț de un minut, să îmi dați un feedback și să observăm în ce a constat creativitatea dumneavoastră, gândindu-vă că, în momentul de față, ar trebui să primiți un brevet de invenție pentru pix în ceea ce privește utilizarea lui în alte scopuri decât în acela de a scrie. Dintre toate opțiunile pe care dumneavoastră le-ați găsit acolo, o să vă rog să vă alegeți una care vi se pare cea mai interesantă, cea mai utilă până la urmă și care chiar ar putea să schimbe ceva până la urmă, da? Și am să vă rog frumos, dacă sunt dintre dumneavoastră doritori, să ne spună și nouă. Da, Denisa. Una un pic ciudată. Dacă nu ai o lopată, să sapi în pământ. Ok, deci pixul ca ustensila pentru a săpa. Da? Nu e așa ciudată, pentru că și eu am scris că ar putea fi săpăligă pentru un ghiveș de flori. Excelent. Deci nu e chiar așa ciudat. Absolut. Super, mulțumesc, Denisa. Mersi, Natasha. Delia. Cine mai vrea? Cine mai vrea să ne mai prezinte? Ar putea fi eu. Numai o secundă, Cami a ridicat mâna, da? Da, deci, numai că... Scuză-mă, te rog. Păi, poate fi o jucărie antistres, poți să-l muști sau poți să-i faci așa. Așa este, corect. Jucărie antistres. Corect, așa este, mulțumesc. Oare cine mai dorea? Mi se pare că... Sebi. Poți să mesteci în cafea cu el. Așa este. Asta am scris și eu. Și mai e și Vanessa care vrea să zică. Foarte fain. Cine mai vrea să ne spună? Matei. Aș crea o melodie cu el? Da, este totuși o ustensilă de scris. Asta spui? Nu de percuție. Da, dar nu de scris. Aș bate ritmul cu el, aș putea să fac o melodie, să zicem. Excepțional, da, corect, corect. Ca instrument de percuție. Foarte bine. Da, Denisa, spune. Ca într-un fel un instrument de joc. De exemplu, eu puneam pixul așa să stea drept și mai puneam în față și îl făceam domino. Da, foarte fain. Super. Andrada, te rog. L-am putea folosi ca un model pentru un tablou de natură moartă. Da, corect. Foarte faină idee aveți. Mai vrea cineva? Încă un răspuns, da. O să o am?
Și tu, Dor, după aceea. Cosmin, spune tu și apoi tu, Dor. Da, cum am eu aici biroul, deasupra mea este ca un fel de raft. Și cu raftul ăla n-ajung mereu cu mâna și folosesc pixul pentru a-mi trage jos dacă am radieră sau ceva nevoie de acolo. Excelent, super. Tudor, te rog. Găurești o foaie. Găurești o foaie. Super. Așa de mult mă bucur că-mi dați feedback. Alexia, te aud acum, spune. Te poți juca cu un animal, cu pixul. Da, unde-i pisica, Andradei? Nu, 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 și eu am spus asta. Nu încerca. E o frumoasă. Să știți că mă bucur foarte mult pentru toate feedback-urile și Rareș vrea să ne mai spună ceva și cu asta trecem la următorul exercițiu. Spune, Rareș. Poți folosi pentru trucuri, de exemplu, să-l arunci în aer și să-l prinzi. Da, așa este. Excepțional. Da, sunt grozav. Știți ce vă rog? Acesta a fost exercițiul 1. Am să vă rog să aveți eventual unde scrieți, poate că tastați ceea ce scrieți pe un ecran sau pe o foaie. Este bine să aveți în față aceste mici notițe pe care vi le faceți într-o manieră personală, pentru că s-ar putea ca zilele viitoare, revenind asupra lor, să trasați singur niște concluzii. Haideți să încercăm un alt exercițiu în care vă voi acorda doar 30 de minute, de secunde pentru a găsi cât mai multe întrebuințări, haideți să fie 10 în total, pentru telefonul mobil. Altele decât cele pe care le știm deja. Complicat, nu? Pentru că este un multi-device. Dar sunteți acum pe terenul dumneavoastră, draga mea generație, Z, și încercați, eu pornesc cronometrul, 10 întrebuințări diferite ale telefonului mobil. Start! Și 3, 2, 1, stop! Un pic mai mult, am fost generoasă cu vreo 2 secunde. Mă auziți, da? Da. Da, perfect. Da. Haideți să vedem cine dorește să spună ceva. Cami, iartă-mă, mai îmi spui numele tău? Rareș. Rareș, ești probabil pe dispozitivul lui Cami. Rareș, nu, sunt pe contul ei și nu știu cum să-mi schimb numele. Nu trebuie. Am să încerc să țin eu minte, Rareș, și ai ridicat tu primul mâna, după care da. Alexia și nu mai știu. Camis, Rareș, spune, te rog. Ca să adune apa? Da. Mare sau ceva de genul? Să adune apa? Trebuie să-mi explici puțin. Cum? Adică să pui, să bagi telefonul în apă dacă e waterproof și îl scoți și o să rămână puțin apă. Și apa aia o tunde. Ca un fel de lopățică plată, da. Să înțeleg. Da, super! Mulțumesc mult! Nu mai știu cine voia să spună ceva, mă uit. Andrada Șchiopu are o mânuță ridicată. Da, nu văd acum, nu știu de ce nu o văd, la mine dar nu mi-apare. Dar să-și deschidă microfonul. Și apoi Larisa a ridicat și ea mâna. Da. Alexia. Da. Andrada Șchiopu, spune. Putem folosi telefonul pe post de suport de cană. Corect, excelent, super. Am să vă rog și îi rog pe cei care mai văd, de pildă eu văd pe Alexia, dacă îi vedeți și pe Denisa, dacă îi vedeți și eu nu-i văd, ajutați-mă. Deci, da, exact asta facem. Alexia, da. Da. Poți băga banii în husă ca să îi păstrezi mai în siguranță. Super idee, mulțumesc. Denisa? Tot cum a spus colega mea, doar că eu m-am gândit la, gen, să fie pe post de farfurie, să spui, nu știu în care. Da. Super. Larisa. Okay. Da. Scuzați, Andrada și apoi Larisa. Da? Larisa, ok. Andrada, spune tu, Andrada Trempe. Ok, am auzit că Larisa. Ok. Dacă folosim mai multe telefoane și mărim foarte mult o poză, putem face într-un fel o panoramă mare din telefoane cu o poză foarte mare.
ca un mozaic. Ok, Larisa, nu te văd, dar o să te aud. Îl putem folosi ca GPS. Da, corect. Da, așa este. Da. Deși cred că asta intră deja în întrebuințarea telefonului, dar poate că nu. Paula. Bine. Paula. Îl putem folosi pe post de riglă. Da. Cosmin. Dă-ți drumul la microfon, Cosmin. Și apoi Mircea. Semn de carte. Când am o carte cu mine și uit să-mi iau semn. Da. Ok. Mircea. Cobrițul îl putem folosi ca post de lanternă. Da. Am văzut pe Vanessa și pe Maria. Ok, haideți să fie astea, dacă s-ar putea, cam ultimele răspunsuri, să avansăm cu exercițiile. Vanessa. Să-l folosim pe post de lopată, pentru un ghiveci, să... Da, da. Și Maria Dăescu? Sau, de exemplu, dacă ai hârtii și ești afară, să nu-ți ia vântul hârtiile, ca o fel de greutate peste. Da, pres papir. Ok, mulțumesc! Haideți atunci să încercăm să nu ne necăjim că nu o să mai răspundem acestei provocări. Vom mai avea și alte provocări. Scopul primului exercițiu, după cum bine ați intuit, este acela de a ne deschide mintea, de a ne face să fim creativi și să ieșim din paradigma pe care noi o trăim în mod firesc, așa, în general. Să încercăm să avem o altă viziune și o altă perspectivă asupra aceleiași realități în care trăim, să încercăm să fim creativi și să abordăm în mod diferit lucrurile. Acum o să încercăm cumva, din aproape în aproape, să călătorim încet în interiorul sufletelor noastre, să încercăm o căutare a sinelui, pentru că știm cu toții că de la mine pornește totul. Și anume, de la mine pornește schimbarea, de la mine pornește viziunea asupra lumii, de la mine pornește mesajul în general și să încercăm o abordare într-un exercițiu a celebrei maieutici ale lui Platon. Maieutica lui Socrate, care înseamnă că, sau care sugerează ideea că în fiecare dintre noi sărășluiește un adevăr absolut pe care noi trebuie să-l scoatem la iveală. Haideți să ne cunoaștem mai bine. Încep prin a mă cunoaște pe mine mai bine și apoi îi voi cunoaște pe ceilalți. Exercițiul numărul 2, vă rog frumos, să nu ezitați să vă notați, pentru că o să vă mai uitați peste el zilele viitoare și poate veți simți altceva când vă veți revedea notițele. Am să vă pun o întrebare. Și voi va trebui să dați acolo un răspuns scurt, în maximum o propoziție. Mă aude toată lumea, da? Întrebarea este aceasta. Dacă aș putea fi un fenomen meteo, ce aș alege să fiu și de ce? Fenomen meteo înseamnă orice este legat de vreme, de la ploaie, ninsoare, vânt, până la apusuri de soare. Rouă, brumă, furtună, caniculă. Și atunci puteți să scrieți. Eu aș alege să fiu ceva pentru că... Oh, avem deja răspunsuri de la Sebi. Te-am văzut, te-am înscris la cuvânt. Așteaptă însă și după ceilalți să se termine timpul, da? Eu spun așa, să luăm pentru întrebare cam 4 răspunsuri maximum, pentru că vom mai avea alte întrebări cam în același stil. Deci toată lumea va putea să răspundă. Nu pe chat, îți notezi pe foița ta, da? Pentru tine, să-ți rămână ție, că de pe chat nu-ți va rămâne. Ok, eu zic că în 2-3 secunde putem să începem să avem feedback-urile. Și dacă, Delia, dacă mă ajuți, poți să-ți spun Delia, da? Da, bineînțeles. Te rog, ajută-mă și tu, cunoscându-i mai bine, fă tu o ordine, selectează tu 4. Bun, atunci am să selectez 4 care n-au vorbit, da. În afară de Sebi Kaminski, el s-a anunțat voluntar.
Și în afară de el, pentru că nu prea le-am auzit vocea până acum, îi voi selecta și aș vrea să contribuie. Patricia Tămaș, Rami Cristescu, Patricia Fenici. Doamna, eu am făcut la un poster, nu vă supărați că v-am întrerupt, și acum n-am fost atentă ce trebuie să facem. Puteți să mai indiceți o dată, vă rog? Și Mihaela, Elena. Patricia, dacă ai putea fi un fenomen meteo, oricare ar fi el, în ce ai alege să te transformi și de ce? Și trebuie să scrii o frază care să sune așa. Eu aș alege să fiu așa, fenomenul meteo, deoarece sau pentru că. Da, vă mulțumesc. Și până faci tu asta, haide să începem de la Sebi, ceilalți. Da. Cei care au fost numiți. Cu Sebi începem. Da. Eu aș dori să fiu ploaie, deoarece ajut la dezvoltarea animalelor și întreținerea vieții pe pământ. Ok, mulțumesc. Idem. Așa, mai departe. Eu aș dori să fiu o ploaie torențială, pentru că mi se pare că este un fenomen meteo foarte intens, care aduce foarte multe sentimente, trăiri pe moment. Și curăță bine lumea, nu, Rami? Da. Am ceva să zic și eu. O să-ți aștepți rândul de data asta, Matei, cu regrete, pentru că am numit pe altcineva și rugăm să își spună opțiunea. Patricia Tămaș, da? Da, eu. Eu aș alege să fiu soare, deoarece mie îmi inspiră acest fenomen fericire, lumină, călăuzire și bunăstare. Oh, foarte frumos! Și a mai fost rugată Mihaela Elena, dar să-ți deschizi și microfonul, iubita mea. Da, m-auziți? Da. Eu aș dori să fiu zăpadă, să mă pot lăsa modelată de copii și să le aduc fericire, pentru că știm cu toții că zăpada aduce fericire copiilor. Ok, mulțumim tare mult, foarte frumos. Dragilor, sunteți absolut grozavi. Am să vă rog chiar să vă subliniați în notițe fenomenul meteo pe care l-ați ales și să nu uitați că, într-un anume fel, acest lucru chiar vă definește. Tot ceea ce ați spus este extraordinar de frumos, cu scopuri nobile, cu scopuri care, de fapt, întrevăd felul vostru de a fi și felul vostru de a comunica cu ceilalți. Dacă observați, din răspunsurile pe care le-am primit, nimeni nu vrea să stea absolut singur. Cu toții vor o anumită comunicare. Chiar și în anumite cazuri, comunicarea să fie intrapersonală, dar eu consider că, în general, este interpersonală. Și acum, haideți să încercăm un alt tip de alegere pe același exercițiu. Și voi tot așa veți nota aceeași frază în care veți alege și veți spune de ce. Și acum eu vă citesc cerința. Dacă aș putea să mă transform într-un anume animal sau într-o pasăre, ce fel de animal sau de pasăre aș alege să fiu și de ce? Îți putea să zic eu de data. Bun, am văzut că te-ai înscris la cuvânt, dar aștepți și să treacă timpul ca să scrie cu toții, da? Tot așa o să mai caut încă patru care sunt nevorbiți. Okay, știu, da. Eu sigur că nu i-am auzit în două zile deloc. E ok. În 10 secunde putem începe. Așa, și ca să știe, să nu iau prin surprindere, o să spun așa, că va vorbi Gianina Hogea, Diana Simtinică și Denis Teodorescu. Și Iasmin Bâldea, scuze, ca să fie patru. Da? Gianina Hogea, Diana Simtinică, Denis Teodorescu și Iasmin Bâldea. În afară de Matei, care va deschide calea. Okay.
Mie, cum să zic, sincer, mi-ar plăcea să fiu, nu știu dacă știți animalul, dar în fine, este un pterodactil, cum să zicem, mare, înalt cât o girafă, cu o anvergură de 12 metri. Aș fi acest animal, nu, e alta, pentru a mă simți, cum să zic, imens și tot să pot să zbor, să mă simt, cum să zic, liber. Ești grozav, Matei. Să mă simt regele lumii, cum se spun. Da. Îți mulțumesc pentru răspuns. Delia, te rog să... Janina? Pot eu? Da, da, chiar te-am rugat. Da? Bun. Dacă ar fi să mă transform, aș alege un pescăruș, pentru că mi-ar plăcea să-mi depășesc limitele, să ating înaltul cerului. Foarte frumos. Să vedem mai departe, Diana. Da, eu aș vrea să fiu o pisică, pentru că mi se pare că e așa ușor în viața de pisică, ești aici, stai toată ziua și dormi, n-ai probleme. Să-ți asumi și șoricei pe post de mic dejun, bine? Ok. Denis? Eu aș vrea să fiu un pescăruș, deoarece el stă foarte mult pe la mare și mi-mi place foarte mult acolo. Așa, și Iasmin? Dacă aș fi un animal, mi-aș dori să fiu o pisică, pentru că aș fi foarte adorabilă și aș primi câtă mâncare vreau și aș putea să dorm toată ziua. Ok, mulțumesc mult, dragii mei! Eu cred că sunteți deja ceea ce v-ați dorit să fiți în acest exercițiu, chiar dacă acționați pe alte căi și sub alte forme. Să nu uitați că tot ceea ce prezentați aici ține de natura voastră și de felul vostru de a fi și cel mai important lucru este că s-ar putea să reușiți să fiți toate aceste lucruri în momentul în care veți configura acel blog prin care o să transmiteți tot felul de lucruri interesante și oamenii vă vor cunoaște din ce în ce mai bine. Urmărim exercițiul 2, traseul exercițiului 2 și acum o nouă provocare. O să răspundeți tot așa, într-o frază. La următoarea întrebare. Dacă aș putea pregăti pentru toți participanții la lecturiadă din acest an, dacă aș putea să le pregătesc lor un fel de mâncare, care ar fi acela și de ce? Wow! Haideți! E doar o întrebare similară cu cât e ceasul, dar e pusă altfel. Într-un alt stil, o altă manieră de a gândi, răspunsul e simplu. Așa, Marcela Ciobănuc a și dat un răspuns pe chat și anume paste și o să trebuiască să explice și opțiunea de ce și o să mai rog, pentru că a ridicat prima mână pe Larisa Gâdei să spună și apoi pe Alexia Nicolae și pe Cristina Ciprian. Bun, am zis paste pentru că avem foarte mulți copii și pentru că eu știu că lor le place să mănânce paste, pe cât îi cunosc eu, sunt fan paste. Și se și gătesc foarte repede, deci scăpăm repede. Și facem altceva, nu stăm toată ziua să bucătăricim. Mulțumesc! Corect! Corect! Bun, mergem mai departe. Larisa, dacă ai ridicat mânuța, răspunde-ne. Eu aș pregăti ciocolată de casă, deoarece, în primul rând, mie îmi place foarte mult și, în al doilea rând, dă energie și consider că la lectoriadă ai nevoie de energie. Ok, bun. Mai departe, Lexi? Așa, eu aș face pizza pentru că nu poți da greș cu acest fel de mâncare. Pentru că... da. Ce ai face? Scuze-mă, nu te-am auzit.
Eu aș face pizza pentru că nu pot da greș cu asta. Așa. Mi s-au mai spus și tot felul de dulciuri pe chat. Sunt foarte multe torturi de la colegele noastre și consideră că e un moment festiv, deci trebuie torturi. Dar am să las ultima opțiune Cristine Ciprian, pentru că am rugat-o. Eu aș face tartă cu mure, pentru că murele sunt rare, așa cum sunt și cititorii de la lectoriadă. Arată bine, sunt hrănitoare, nu mai spunem, dar și foarte bune. Iar mulțumesc! Dar eu aș fi avut o întrebare. Da. Dar de feluri de hrană virtuală, spirituală, avem voie să ne atingem? Evident că da. Atunci aș fi pregătit o masă de cărți. Da, grozav, grozav. Delia, draga mea, am să te rog un mic ajutor virtual ca să nu cumva să fac eu o prostie și să mă deconectez. Știu că sunt 3 pagini, mi-a șoptit aici cineva din cameră. Nu-i văd pe toți, eu sunt prinsă, rămân la pagina 1 cu un ecran, așa că te rog eu, dacă îi vezi pe ceilalți din paginile 2 și 3 că ridică mâna, ajută-mă și semnalează. Da, eu asta fac, defilez continuu ecranele, asta fac, defilez listele de participanți, mă uit după, apreciez cine nu a vorbit încă cu noi, îi provoc la răspuns, îi caut, mă uit dacă au camerele deschise, le mai scriu din când în când pe chat să deschidă camera, i-a rugat frumos și doamna Onojescu. Da. Și tot mai avem câțiva care țin camera închisă. Nu, e în regulă. Haideți să trecem la încă un exercițiu micuț, că nu o să mai avem foarte mult, ca apoi să ne ajute și Ovidiu cu fotografia. Simplu, am să vă rog să vă notați următoarele caracteristici. Gust, formă și culoare. Voi citi niște cuvinte cărora voi trebuie să le dați gust, formă și culoare. Sau gust, formă sau culoare. Măcar unul dintre aceste caracteristici trebuie să le luați, da? Deci, voi citi niște cuvinte și va trebui fiecărui cuvânt fie să-i dați un gust, fie să-i dați o formă, fie o culoare. Și veți scrie doar o propoziție și veți spune X, X fiind cuvântul pe care vi-l citesc, este... Și veți da, fie un gust, fie o formă, fie o culoare. S-a înțeles? Dar suntem creativi, da. Evident. Da. Ieșim din tiparele clasice de gândire. Muzică. Trebuie să-i dați fie gust, fie formă, fie culoare. Muzicii trebuie să-i dăm culoare. Da, gust, formă și culoare, da. Sau măcar una dintre aceste trăsături. Măcar gustul sau măcar forma. Da, foarte bine. O să zic. Așteaptă. O să vedem. Probabil la urmă rezolvăm lista, nu-i așa? Cred că după ce terminăm lista o să spunem. Le luăm pe rând. Deci la urmă, da? Mai am încă încă 3 cuvinte. Da. Deci mai am încă 3 cuvinte. Următorul cuvânt este zâmbet. Îi dați gust sau formă sau culoare? Bun, următorul cuvânt este pandemie. Îi dați gust sau formă sau culoare? Și ultimul cuvânt este blog. Îi dați gust sau formă sau culoare? Puteți să mai repetați o dată? Blog. 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 Ca și blogul Balaurii. Exact. Da. Și de data asta vom începe de la Dumitra Cocieru. Ok. Muzica. I-am dat
Și deschideți camera, Dumitra, dragă, să știi că fiind pe telefon, probabil ți se decuplează din când în când camera. Așa, mulțumim. I-am dat blogului gust dulce, deoarece atunci când vezi că oamenii te urmăresc și poate că îți urmează sfaturile, îți este așa bine pentru că pentru cineva tu contezi și contează sfaturile tale, contează părerea ta. Mm-hmm. Ok, mulțumim. O să spun Ariana Vlad mai departe. La care dintre ele, teacher? La care vrei tu? La blog, tot la blog. Eu i-aș da pătrat și i-aș da dulce, tot așa, tot dulce. Și miros, să zici? Gust, formă, culoare. Da, ai formă, culoare. Ai culoare, dă-mi o culoare. Albastru. Al vostru e albastru, cel de cărți? Tematica e mai roz, portocaliu da. Sau așa. Bine, poate o schimbați. Paula, însă, cred că nu știu dacă știu bine numele de familie, așa că o să spun de unde este. Paula de la Prometeii. Da. Am ales pentru cuvântul pandemie forma unei măști, a dezinfectantului și culoarea albastră deschis. Nu știu, așa mi-a venit. Interesant. O să o rugăm și pe Camelia Circa Chirilă să ne facă o serie de asocieri. Mă auziți? Da. Pentru mine zâmbetul are forma semicercului. Cred că e evident de ce. Culoarea aș zice galben, pentru că e luminos. Pentru mine are culoare solară. Iar ca gust, aș zice așa, dulce și sărat în doze, adică bine dozat gustul acesta. Sigur, mă duce gândul acum și la basmul lui Spirescu, Sarea în bucate. De asta m-am gândit și la sare acolo, câtă trebuie. Foarte frumos, mulțumim! Și a patra o să fie Anaïs Baston. Eu am ales pentru pandemie gustul de ceai și de paracetamol și la muzică am ales nou culoarea alb pentru că este versatilă și poate fi interpretată. Ok, mulțumim frumos. Mai putem să luăm una? Am o mânuță tare ridicată. Wow, super! Denisa Juncu pentru că a ridicat mânuța. Larisa, o să mai aștept puțin, că tu ai mai tot vorbit astăzi și vreau să-i găsim și pe cei care nu prea vorbesc. Te superi? Ca de exemplu pe Mircea Purcar, pentru că nu l-am prea auzit. Deci încheiem cu cei doi, da? La muzică am ales formă nedefinită, adică practic nu are formă, doar o auzim și într-un fel am ales așa. Și la culoare, muzica într-un fel de transmite fericire și te face să zâmbești. Cam așa am ales. Frumos. Frumos. Și am zis Mircea Purcar, cu el încheiem galeria. Ok. Eu la zâmbet am ales oranj pentru că este o culoare caldă și și ca gust am ales dulce. Mhm. Pentru zâmbet. Da? Da, da. Foarte frumos. Ok, bine, mulțumesc tare mult. Acum, cu ajutorul lui Ovidiu, dacă se poate, Ovidiu are o imagine pe care chiar el a filmat-o când s-a dus într-un visiting profesor în Israel, dacă nu mă înșel. Oare poți să ne dai un share screen, Ovidiu, să ne pui marea, oceanul, valurile... A, video mai întâi. Da. O să zic ceva, da. Da, te auzim. Am văzut în spatele ecranului niște oameni negri care treceau pe la plajă de acolo. O să explic și asta. Ah, ok.
O să explice un video după ce terminăm noi atelierul de scriere. Abia aștept să-l aud și eu pe un video și să vă vorbească mai multe despre tehnica fotografiei, bine? Acum, am să vă rog frumos să priviți această imagine. Este o mare, este un ocean. Este în general marea, haideți să o numim marea, indiferent de zona geografică în care este ea situată. Și am să vă rog frumos să vă gândiți că așa arată și mintea noastră, oamenilor, precum această mare. Toate lucrurile acestea eu le-am învățat dintr-o carte, pentru care îi mulțumesc mătușii mele, Mihaela și Inca, mă aflu acum la ea. Și să știți că am citit ceva foarte interesant legat de mindfulness. Și am tot stat și m-am gândit ce înseamnă mindfulness. Am citit și am aflat că mindfulness-ul este o tehnică specială pe care inclusiv yoghinii o practică și care presupune concentrarea asupra unui gând cu un scop anume, dar și puterea clipei pe care noi o trăim. Asta înseamnă că mintea noastră este precum un ocean, precum o mare cu valuri nesfârșite, valurile vin și trec în tocmai precum gândurile noastre, pentru că noi, dacă stăm puțin și ne gândim la ceva, gândurile ne zboară și ajungem la cu totul și cu totul altceva. Sunt niște lucruri foarte interesante, pentru că gândurile sunt asemenea valurilor. Un gând anume poate să fie dezvoltat chiar într-o frază în momentul în care noi îl punem pe hârtie. Poate să fie subliniat, poate să fie adus în atenția celorlalți. Și atunci, o să încercăm un exercițiu, având în fața noastră imaginea minții noastre, da, simbolica mare, vom încerca să trasăm, așa, într-o frază, să spunem, sau într-o propoziție, pe hârtie sau pe ecranul pe care ne luăm notițe, să trasăm gândul, adică ideea aceea sămânță care generează în mintea noastră construirea unui blog, punctul de plecare. Adică dacă noi dorim să construim un blog, dacă noi, cei de la Lecturiadă, suntem dornici să avem un blog destinat Lecturiadei, dacă noi, elevii, vrem să fim părtași la Lecturiadă prin faptul, și prin faptul că ne construim un blog, oare care ar fi punctul de plecare? De ce ai dorit tu să contribui la construirea unui blog? De ce ai dorit tu să fii blogger al Lecturiadei? Încercați să scrieți doar o propoziție care să înceapă așa simplu. Eu doresc să fiu blogger al Lecturiadei pentru că vreau să transmit următoarele sau... Vreau să fiu blogger ca să transmit. Două puncte. Așa, într-o jumătate de minut maximum. Bun. Ovidiu, cred că e ok, poți să ieși din share screen și să-i vedem din nou pe participanți. Și dacă se poate să avem trei răspunsuri, ca să nu ne preseze timpul foarte mult. Avem deja două mânuțe ridicate. Da. Așa. Numai un pic, vreau să văd unde s-au ridicat, dar la Cosmin Țugui. La Rareș, zis după contul mamei Cami, și la Anisea Oncioiu. Astea au fost primele trei mânuțe ridicate în ordine. Haideți să-i luăm atunci pe ei. Poftim, Cosmin. Nou microfon. În primul rând, cred că acest blog ar trebui cumva să ne ținem împreună pe perioada când, na, ne întâlnim un an la Lecturiadă, ne întâlnim o săptămână la Lecturiadă, dar de fapt noi trebuie să fim împreună mereu. Aș împărți pe acest blog, aș vrea să devin blogger pe blogul Lecturiadei, să fac parte din acest proiect pentru a împărtăși cu ceilalți experiențele mele ce au legătură cu valorile promovate aici pe parcursul întregului an. Foarte frumos, Cosmin. Ok. Bravo.
Așa, Rareș? Eu aș vrea să fiu vlogger ca să transmit informații și ca să, nu știu cum să zic, informații despre lucruri pe care oamenii, să zicem, nu le știau. Să-și facă o idee cum ar fi. Excelent. Aha, deci de fapt cred că vrei să fii un mic jurnalist al lecturiadei, dar nu-ți dai seama încă de lucrurile astea. Un mic cronicar care să povestească ce se întâmplă, dacă astea ai spus că vrei să transmiți informații despre ce se întâmplă. Sunt curioasă ce rol și-ar asuma Anisia, că ridicase mânuța și i-am promis că va spune. Te rog, spune-ne. Mie mi-ar plăcea să public pe un blog, deoarece pot împărtăși lumii gândurile mele. Bun, mulțumesc tare mult. Acum, pentru că timpul ne presează și vrem să ne încadrăm în timp și să-i dau și lui Ovidiu cuvântul, aș dori să trasez câteva concluzii, dar nu înainte de a vă oferi câteva indicii. Nu lăsăm în aer ideea cu blogul. În primul și în primul rând, ca să continuăm și să vă spun câteva lucruri care ar trebui să constituie semințele de plecare pentru a încolți planta, da, numită blog, aș vrea să vă spun că primul lucru la care trebuie să ne gândim, din punctul meu de vedere, asta este părerea mea, evident, ține de atitudinea noastră. Atitudinea ar trebui să fie în conformitate cu felul vostru în care ați gândit și ați interacționat cu mine și cu ceilalți în ultimele, cât să spun eu, aproape în ultima oră. Ați fost grozavi. Așa ar trebui să gândiți voi, așa ar trebui să fiți setați să vă organizați, îndrăznind, intuind, căutând, găsind, inventând, transmițând și având o încredere deplină în propriile forțe, pentru că voi sunteți pescărușii, sunteți pisicile minunate, sunteți toate acele ființe extraordinare care, uite, trăiesc pe pământ și pe care le-ați amintit, regăsindu-vă cumva în ele. Având această atitudine, vorba bloggerilor, get an attitude, având această atitudine, cu siguranță veți reuși, veți avea și inspirație creatoare, și putere și dorință de muncă și mult spor. Acum, eu v-aș sugera să găsiți întotdeauna un punct de plecare. Atunci când doriți să configurați ceva, aveți un punct de plecare. Sigur că pentru blog vă va vorbi mai multe Paul mâine, că el este expert. Dar eu pot să vă spun că întotdeauna este bine să găsiți sau să intuiți o poveste care generează blocul. Eu am mai spus asta și anii trecuți. Există un vechi proverb tiberian care spune așa: dacă te afli într-o pădure și nu cunoști copacii, te rătăcești în acea pădure. Dar dacă te afli în viață și nu cunoști poveștile, în general, ești pierdut în viață. Oamenii au nevoie de povești. Avem nevoie de povești, dragii mei. Nu trebuie să fie neapărat povești fantastice, basme, științifico-fantastice. Povești. Povești cu oameni. Vă dau un scurt exemplu. Pandemia, care are un impact asupra noastră mult mai puternic în momentul în care apar tot felul de persoane publice care își spun povestea și spun că s-au infectat, s-au îmbolnăvit, au suferit, s-au vindecat, au trecut cu bine peste. Și atunci, voi trebuie să vă găsiți o poveste. De ce vreți să aveți blogul? Cu siguranță trebuie să spuneți o anumită poveste. Ce prezentați acolo? Care e povestea? Repet, care e povestea? Eu cred că acesta este un element cheie de la care trebuie să pornim. Care este povestea? Totul prezentat dintr-o perspectivă originală. Pentru că nevoia de poveste este o cerință fundamentală pentru omenire, așa în general. Nevoia de înțelegere, nevoia de a înțelege și nevoia să ne facem înțeleși. Care este numitorul comun pentru toate aceste nevoi, acel background information, ca să obții un feedback? Povestea. Vorbeam despre mindfulness. Nu știu dacă se vede pe ecran. Este o carte, un fel, da, de bestseller al lui David Michie, intitulat
pisica lui Dalai Lama și cele 4 lăbuțe ale succesului spiritual. Este o carte care, de fapt, te învață multe lucruri despre ideea de mindfulness. Ce înseamnă să poți să fii tu stăpânul gândurilor tale, să te cunoști mai bine. Dar iată că autorul ce face? Găsește o poveste despre o pisicuță extraordinar de pufoasă, de drăguță, care învață ea însăși aceste trepte ale succesului spiritual. Este o carte pe care o citește și un copil căruia îi plac pisicile, o citește și un adult iubitor de pisici, dar o citesc și cei care doresc să afle mai multe lucruri despre mindfulness. Cartea spune o poveste. Cartea are un background information și este doar un exemplu pentru că este ultima carte pe care am citit-o. Am terminat-o ieri sau alaltă ieri, nu mai știu exact. De asta am adus-o aici. Nu este ceva complicat, este un fel de ghid de how to, să zicem, dar care este foarte delicat îmbrăcat într-o poveste cu personaje. Dați-le povestea. Dacă vreți să aveți un blog bun, de calitate, eu v-aș sugera să le dați povestea. Dacă intrați pe alte bloguri, așa, în general pe internet, găsiți bloguri culinare, bloguri de modă, bloguri, eu știu, tot felul de bloguri, da? Dar există acolo o poveste, cel puțin povestea cuiva, poate chiar povestea bloggerului care spune am mai participat la un festival de modă și am mai observat că este o poveste a lui, există secvențe narrative clare acolo. Găsiți povestea. Acum, dacă doriți să mă întrebați pe mine ceva vis-a-vis de ceea ce am spus, sper că nu v-am plictisit, am dorit doar să intuim anumite aspecte și n-am să dezvălui nevoia pe care noi am marșat din cele 10 nevoi din Școala Solomonarilor. Am să o rog pe doamna profesoară Monica Onojescu să îmi dea un prim feedback, să-mi spună dacă m-am încadrat, dacă am făcut ceva ce a fost în așteptările domniei sale. Ți-o dau în particular, dar dincolo de asta, da. Și sunt în situația aia neplăcută să spun că a expirat timpul. Da, știu, știu. Așa da, este. A expirat timpul, dar nu este nimic. Noi ne întâlnim mâine. Da. Atunci Ovidiu poate să Ovidiu puțin mai departe. Și poate, nu? Le dai o mică temă? O temă cu povestea blogului? Hm? Sau le dai Ovidiu, mă ajuți puțin? Ovidiu a mai făcut Ovidiu niște lucruri minunate anul trecut, când Ovidiu e pe acolo? Da, da, sunt. Da. Da mare. Auzi, Marea, da. Ovidiu, mă ajuți puțin să configurăm o mică temă cu povestea blogului bazată pe o fotografie, cumva? Da. O fotografie, da? Da, da, stați să vă și zic exact ce fotografie vreau. Unde ești tu? Unde ești? Așa, și acum să dau share screen ca să... Da. Asta ar fi fotografia, dacă se vede. Numai puțin. Se vede? Da, încerc să... Da, se vede. Sau... Eu, având teza de doctorat pe realitate, cam aici aș vrea să văd un control mergeți cu scrierea blogului despre realitate. Acum, asta este un aspect pe care vi-l arăt cu expectations și reality, respectiv ce credem noi că există într-o viață și, de fapt, ce se întâmplă în viața respectivă. Alte aspecte ale realității, cred că cei mai tineri și mai gameri, cred că Rareș, văzându-l cu căști de gamer, cred că el o să știe mai bine la ce mă refer, e realitatea nu cea pe care o simțim cu mâna, cu văzul, cu auzul, ci mai degrabă realitatea pe care o facem noi în jocuri, în aplicații. Toți copiii cred că au folosit cel puțin o dată filtrele de Facebook, să-și pună o mască, să-și pună urechiușe și mustăcioară. Pe mâine, dacă aveți inspirație, să vă gândiți la o realitate pe care o considerați voi relevantă, respectiv realitatea din stânga, ce scrie aici expectations, sau realitatea din dreapta, cea pe care vrând nevrând poate vă izbiți de ea în fiecare zi. Deci așteptări înseamnă da. Expectations și da. Reality realitate.
Deci, dacă vreți un fel de realitate pe care voi imaginați că este utopia voastră perfectă, oameni civilizați, aveți acces la Mona Lisa foarte bine, sau dacă nu, efectiv, aglomerația pe care o veți vedea când ajungeți la Louvre și vedeți că Mona Lisa, de fapt, este un tablou, nu știu, de 10 pe 10 în loc de, de imaginați voi, chiar de 2 metri pe 2 metri. Sau altfel, vă gândiți că mergeți pe o plajă pustie și, de fapt, vă întâlniți cu milioane de români, toți aglomerați în același loc. Deci vă gândiți la realitatea pe care o aveți și realitatea pe care chiar credeți că v-ați dori-o. Și cum dorim să o structureze? Să scrie un anumit număr de cuvinte despre chestia asta sau să pună fotografii sau sub ce formă? Sau sub orice fel de formă să o redea? Blog, și fiind generația Z care s-a născut cu telefonul în mână, le dau mână liberă la multimedia. Deci dacă pot face text plus foto, video plus text sau foto plus video, este la latitudinea lor. Deci multimodal. Da, ce mă interesează să văd ei cum percep realitatea de orice variație ar fi ea. Că ar fi realitatea reală sau că ar fi realitatea pe care și-o imaginează ei. Ok, eu întreb din cauze practice, pentru că va trebui să creez pe baza indicațiilor voastre tema și să o încarc în classroom, ceea ce se va întâmpla în această pauză de prânz, însă nu vă va apărea decât în jurul orei 3. Este ok pentru voi, ucenici? Da. O facem după ultima... Vedeți că mai aveți și tema de la Ileana și Ania. Deci de-aia vă întreb dacă e în regulă pentru voi sau să mă grăbesc să o postez și lucrați în pauza de prânz. Dar eu... Să o postați, dar termenul limită va fi pentru mâine sau pentru diseară? Da, termenul limită va fi pentru mâine. Păi atunci puteți să puneți la 3. Okay. Oricum o să vrea fiecare bune să facă detalii la benzile desenate. Da, la benzile desenate și să-și ia prânzul în liniște. Am înțeles. Bine, Matei. Mulțumesc. Nu, ziceam doar așa. Scuzați. Nu, e în regulă. Am înțeles. E bine să spunem și să comunicăm lucrurile. Așa se face. Ok. Mulțumesc frumos. Scuze că am întrerupt. Cu plăcere. O altă idee, dacă doresc cei mai tehnici, pot face exemple de aplicații pe care le folosesc ei ca să iasă din realitatea lor obișnuită și să se transpună în alt mediu pe care și-l doresc ei. Dacă sunt oameni care se joacă pe calculator o realitate pe care o înțeleg mai bine, dacă sunt oameni care folosesc telefon mai des, filtrele de Facebook, Instagram și în ce vor să se transforme, sau dacă sunt doamnele profesoare mai tehnice și au înclinații spre a folosi tehnologia, ce fel de aplicații pentru a ajuta educația să fie mai imersivă, respectiv să transpuneți copiii în ceea ce le povestiți. Deci și astfel de exemple ar fi la fel de relevante pentru blog, pentru că fiind într-o situație în care ne vedem doar de la distanță, e o altfel de realitate pe care trebuie să o construim acum. Ok, mulțumim frumos! Dar nu uităm să fim creativi, Delia, scuză-mă, să nu uităm să fim creativi așa cum am fost, din punctul meu de vedere, ați fost foarte, foarte creativ în exercițiile pe care noi le-am parcurs. Spargeți monotonia și treceți dincolo de clișee, da? Mulțumim, e o precizare foarte importantă și foarte prețioasă. Mulțumim frumos! Și noi vă mulțumim și atunci noi vom intra cu dumneavoastră în direct mâine, tot așa de la 11.30, da? Tot de la 11.30 și atunci voi așteptați de la ei, haideți să zicem un singur lucru, să fie mai simplu, o fotografie în care ei sugerează, nu? Sau sintetizează cum anume simt realitatea. Care este realitatea? Realitatea adevărată. Care e? Realitatea construită, realitate, așa cum o percepem sau zicem noi că o percepem. Atât. Și neapărat să-și pună numele. Da? Neapărat numele. Cei care sunt fotografi, fotografii, cei care sunt textieri să facă texte, fiecare după imaginația și creativitatea lor. Așa. Să nu se complice. Și să nu se complice, să sintetizeze, pentru că asta am tot învățat. A fi creativ înseamnă a alege dintre multe ceea ce reprezintă esența, da?
Asta ați vrut voi. E mai mult decât atât, da. Foarte creativ. Elevi, dragii mei, colegi elevi, sunteți foarte creativi, pentru că tocmai ați demonstrat-o. Eu am dorit să fac aceste exerciții cu voi ca să vă demonstrez cât de multe lucruri puteți să creați și cum puteți să vă spargeți această monotonie și să ajungeți undeva într-o zonă aproape nelimitată, dar să vă testați limitele, care sunt infinite, cu siguranță. Și ce vă mai rog pentru mâine? Să vă uitați pe blogurile pe care ei deja l-au făcut, le-au postat pe site-ul nostru și dacă se poate mâine să le dați un mic feedback, da, ca să vedem de la ce există, de la ce există și de la scopul pentru care blogurile acestea există. Și noi sperăm, dacă va fi a lecturiadei, nu știu dacă va fi a lecturiadei, dar neapărat vor putea să fie a clasei, a școlii, corect, a lor proprii, da, și să răspundă scopului acestora, care vor fi creativ până la capăt, s-ar putea să simtă nevoia să își facă propriul lor blog. Au încercat unii, au mai renunțat, au mai obosit, au revenit, dar se poate face și blogul, s-a vorbit de comunitate, nu știu, cineva vorbea, nu? Nevoia de comunitate, nevoia de a fi împreună, la asta se gândește, mi se pare, Cosmin, când suntem departe, nu ne vedem, să existe un liant între, știți? Cam asta ar fi ideea, mă gândesc eu. Da. Și, din nou, să nu vă obosim foarte tare, pe de o parte, să faceți pauză, dar puteți să fiți și creativi și, dacă aveți inspirație în momentele astea până pe la 4, pentru că veți mai avea o temă care va fi tot așa, destul de dificilă, să puteți să faceți fotografia care vă reprezintă. Acum când discuțiile sunt calde, nu? Și când vi s-a transmis ideea, nu? Uite realitatea asta, câte fațete are, unde e, cum o vedem, din ce perspective, și s-ar putea să iasă niște lucruri foarte interesante. Și textele foarte scurte. Pentru mine, pe lângă prostia aia de matematică, mai am încă 4 teme. Vezi că te auzim, ne pare rău, poți să nu le faci. Bine, uite, ai liber să fii atent faci acolo, da? Nu mai pot, a zis până la 12:30, deja 12:50. Da. Hai, Ștefan, ai răbdare. Pe bună dreptate. Dar nu e nimic. Eu am greșit. Nu mai știu care e Matei. Am vrut. Nu. E, știu cine este, dar nu contează. Este adevărul copiilor și trebuie să-l respectăm. Drept care cred că cuvincios ar fi să le dăm pauza de prânz. Corect. Da? Așa este. Pe rând se poate ieși, dacă cei care eventual mai vor să stea un pic, mai stau, dar sunteți liberi să ieșiți. No, și ne cerem noi scuze, că nu ne-am uitat bine la ceas, da? Asta a fost problema. Și cu matematica și îl scuzăm pe copilul tău, n-are de ce să-și facă. Nu este al meu, doamna Onojescu. Nu-i nimic. Nu este al meu, știi cine e, nu vreau să spun cine este. Nu are importanță, copilul așa, exact așa cum trebuie să fie. Necertat, pentru că noi suntem de vină, gata. E exact așa ce vă spun eu de atâtea zile. Da. Na. Pa, pa. Pa, rari, du-te, papă. Bun, cred că încetul cu încetul totuși ar trebui să... Încetul cu încetul vă deconectați. Da? Exact. Bun. Vă mulțumim din suflet, așteptăm să vă revedem cu drag și mâine pe solomonarii noștri de la jurnalism, ale căror exerciții au fost foarte frumoase. Pentru copii, temele vor apărea în Classroom. Linkul pentru după amiază se va activa la momentul potrivit încât să puteți intra din timp. Iar eu, din punctul meu de vedere, nu zic decât atât. Odihnă plăcută și poftă mare! E regulă pentru mâine, mulțumim. Noi primim un alt link. Da, vine pe e-mail.
vine pe mine astăzi. Vă mulțumim tare mult! Mulțumim și noi! Mulțumim! Vă mulțumim! La revedere! 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 Doamna Onojescu, vedeți că închid legătura.